Veste bun pentru Liviu Dragnea, a luat în subordine o instituție cheie a guvernului. În jocul politic, de multe ori, monitorul oficial s-a dovedit a fi extrem de important, pentru ce publicarea unor decizii sau legii mai devreme sau mai târziu a influenat multe jocuri. Astfel, Senatul a decis, miercuri, trecerea monitorului oficial din subordinea guvernului în subordinea Camerei Deputaților. Proiectul, inițiat de deputatul PNL Ionuț Stroe sublinierei semnat de mai mulți parlamentari PNL sublinierei USR, a fost adoptat cu 70 de voturi pentru, nici o abținere sublinierei 15 voturi împotrivă. Potrivit articolul. ...74 din Constituția României care stabile subliniere tece inițiativa legislativă aparține deopotrivă guvernului, deputaților, senatorilor sau unui număr de cel puțin 100.000 de ceceni cu drept de vot, coroborat cu articolul. 61 alin. 1. Tot din Constituția României care stabile subliniere TC1, Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român sublinierei unica autoritate legiuitoare a țării, coroborat cu articolul 111 din Constituția România care vorbe subliniere despre controlul parlamentar exercitat de Parlament asupra Guvernului, considerime ce, în virtutea eliminării intervenții ale executivului în procesul legislativ sublinierei înturii oricror suspiciuni de abuz, ca în cazul 13/2017. Să se aprobe reîntoarcerea regiei autonome a monitorului oficial sub autoritatea Parlamentului României, exercitat prin Camera Deputaților, potrivit expunerii de motive. Un amendament adoptat de Comisia Juridică a Senatului prevede ce în 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaților se nume subliniere Consiliul de Administrație al Regiei Autonome monitorul oficial. Consiliul de Administrație este compus din 9 membri, dintre care unul este directorul general al Regiei Autonome monitorul oficial sublinierei presubliniere din pe al Consiliului de Administrație. Din Consiliul de Administrație al Regiei Autonome monitorul oficial fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al secretarului general al Camerei Deputaților sublinierei un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, prevede un alt amendament adoptat de Comisia Juridică a Senatului. Actul normativ stipulează ce, în termen de subliniere 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărârea guvernului se aprobă organizarea sublinierei funcționarea regiei autonome monitorul oficial. În 22 ianuarie, presubliniere dintele Klaus Iohannis a solicitat Parlamentului reexaminarea legii, după ce aceasta fusese adoptat de Camera Deputaților, în calitate de Camer Decizional, în 22 decembrie 2017. În iunie
2017, secretarul general al Guvernului, SGG, Mihai Busuioc, a refuzat să contrasemneze ordinul premierului Sorin Grindeanu prin care era eliberat din funcție, iar fără semnătura acestuia Monitorul oficial nu publica actul de demitere. Dat fiind faptul că regia autonom Monitorul oficial se afla în subordinea SGG. Senatul este prima cameră sesizată.